Știți că tot eu îi fac prank-uri foarte multe fanei nebune și lui Darusel, dar totuși Alex este acasă astăzi pentru că Darusel nu știu unde este, din nou a plecat acasă, sper să se întoarcă, sper să nu stea ca dățile trecute, să fie el plecat, știți că a fost în Londra, nu știu unde a fost, în fine, nu mă mai interesează chestia asta, dar astăzi vreau să o răsplătesc pe Alex cu ceva și anume o să-i pun chestia asta pe cap, vedeți, eu nu văd nimic cu ea și cu chestia aceasta asta să-mi o dau jos că eu nu prea văd abia, adică da, v-ați prins, ok? O să-i pun chestia aceasta pe cap și după aceea am aici niște chestii foarte, foarte șmechere, după cum puteți vedea, mall, dealer, și alte magazine. Aici avem o casă și un animal de companie. Asta o să rămână la final, deoarece astăzi orice ating, orice atinge fana nebună Alice, o să-i cumpăr. Deci, bă, cred că ați înțeles cât de cât, dar lasă că o să vedeți voi cât de tare o să fie, pentru că eu o să zic că acesta o să fie cel mai tare episod până acum pentru Alice, pentru că nu o să mai trolez și o să fie bine pentru ea, dar pentru mine cred că o să mă coste cam mult. Dar haideți să facem și noi o faptă bună și dați acolo cât mai multe like-uri, scrieți voi acolo în comentarii dacă vreți să mai facem prank-uri sau fapte bune, ce vreți să mai facem ei și lui Darusel, dacă vreți să facem chestia asta și lui Darusel, că, na, știți cum e treaba. Acum trebuie să trecem la cheltuit. Acum, hai să mă duc eu repede la Alice ca să-i spun toată chestia aceasta. Dar am lăsat ușa deschisă aici când am fost la Darusel. Nu era acasă Alice, ca de obicei. Uitați, să puțin, Alice, ce faci aici? Ce bine stă aici, ce frumos. Da, ce frumos stă, am înțeles, ce bine stă. Fii atentă, Alice. Știi că de fiecare dată eu îți fac prank-uri, ca de obicei eu îți fac farse ție și lui Darusel, știi? Da, știu, e destul de nervant și te-aș ruga să încetezi, dar bine. Ok, știi că data trecută ai cam intrat în pușcărie, dar am scăpat noi, știi? Da, știu, mi-amintesc de acei purcei, să spunem așa. Așa, și e supărat pe mine cumva? M-ai supărat destul de mult atunci, dar acum mi-a trecut. Ei bine, dacă te-am supărat acum, vreau să nu mai fi supărat. Și fii atent cum o să facem. Am această chestie și vreau să te pui pe cap, fii atentă, vreau să te pui pe cap și să-mi spui dacă vezi ceva. Te rog, nu-mi spune că iară e o șapcă de zvine rău. Nu mai e vreo șapcă de zvine rău. Ai încredere în mine. Bă, ce faci, mă? Nu mai văd nimic, bă, ce e asta? Asta nu o să țin permanență, nu o să țin permanență. Fii atentă ce vreau să facem acum. Am aici niște foi pe care am scris ceva. Eu o să vreau să pui alea, să spui aia pe cap și o să pun astea, una aici, una aici și una aici. Și tu vreau să alegi una din ele, pe care te duci random, pe aia o alegi și acolo să te duci. De exemplu, pe una scrie mall, pe una scrie dealership, acolo unde te duci la mașini să-ți cumperi mașină, pe alta scrie alte magazine. Și mai avem la final niște surprize pe care încă nu vreau să ți le spun. O să fie o surpriză mare pentru tine, depinde ce alegi. Una mai mare, una probabil mare pentru tine, nu știu cum, depinde cum crezi tu cum o să fie, dar orice atingi tu astăzi, eu o să-ți cumpăr. Poți să crezi, Rafael, te iubesc atât de mult, nu vine să-ți... Stai, cum adică? Nu, ziceam și eu prietenesc, adică. Da, pe așa credeam și eu, că dacă nu, nu-ți mai cumpăra... Promit că n-am fost eu. Alice, ce ai făcut? Nu, promit. Ai luat-o pormele lui Darusel? Nu, hai să trecem la treabă, hai. Ok, hai să trecem la treabă, nu mai pot să mai stau așa, că deja mi-era foarte, foarte urât. Fii atent, ieși afară, închide ușile, că deja nu, lasă să se aerisească, le lăsăm așa deschise și le închidem noi. Când plecăm, păi, da, unde e mașina? Darusel a plecat cu mașina mea, uite-te puțin, își bate joc? Aparent, da, chiar au plecat, lasă, nu contează. Lasă că plecăm cu mașina lui, ok, consumăm noi benzină, bine, ne consumă și el nouă, dar e, fii atentă. Vreau să spui aia pe cap, așa, deci ai înțeles regulile, ok, perfect. Și acum începe chestia cea mai tare, unde o să te trolesc. Bine, glumeam, nu te trolesc, pentru că astăzi, Alice, mă auzi, mă, cumva sau vorbesc singur? Cam înfundat, dar nu contează, hai să începem. Cam înfundat, hai, nu prea te aud, ți-ai pus aia pe cap și nu prea te auzi bine, în fine, nu mai contează asta, fii atentă. Stai puțin să pun eu astea, plasez una aici și una aici. Vreau să te deplasezi în față și, bă, stai puțin, că vin lângă tine, bă, stai, intri mașina, unde, vin în față, deci mă vezi pe mine aici, da? Fii atentă. Nu te văd. Băi, nu, că mă auzi, adică nu mă vezi, da, ai dreptate, chiar nu mă vezi. Tu ai trei opțiuni, te duci mai în stânga, te duci mai în dreapta sau mergi direct pe mijloc. Ceea ce alegi tu, acolo mergem prima oară și ți-am zis cele trei variante. Acum alege, unde te duci, mă, te duci în dreapta, mă, unde te duci, bă, ce alegi? Scrie mall aici, scrie mall. Mă, stai puțin, Alice, tu cumva trebuie să te uiți pe sub mască, ți-am zis să te uiți pe sub mască. De unde ai văzut că aveai masca pusă, acum ce faci acum? Nu trebuie să trișezi, dacă trișezi, nu-ți mai cumpăr nimic. Bine, gata, îmi pare rău, dar uite, scrie mall. Așa, păi da, scrie mall, că am văzut că ai trișat, adică, bă, bune, adică stai, te uiți pe sub mască, ce mai înseamnă asta? Ok, deci mergem la mall prima oară, după avem dealership și după avem alte magazine, dar o să vedem și cum le luăm în ordinea cealaltă. Acum mergem la... Alice? Un accident pe aici, cumva. Alice?
Ce s-a auzit? Cred că a fost un accident. De Doamne să nu pățească nimeni nimica. Hai să plecăm noi. Mă, de unde s-a auzit, mă, Ali? Mă, dar nu e nimic. Bă, Ali, nu. Bă, Ali, chiar am auzit amândoi, nu? Eu cred că ai tu vedenii. Hai noi să mergem la cheltuit. Da, mergem la cheltuit acum. Abia aștept. Ha, urați-mi succes. Alice, uite, am ajuns la mol. Vreau să spui aia pe cap, pentru că o să mergem la un magazin random când o să fii cu asta pe cap. Deci fii atentă, mergi în față și, adică mergi unde vrei tu. Ai grijă. Zic eu, dacă e vreo problemă să nu mergi pe undeva. Ok, mergi așa. Bă, te duci drept în față. Ok, du-te așa. Bravo. Vreau să văd unde sunt. Stai puțin. Că intri în pus. Bă, stai. De fapt, stai. Mergi în față. Că e bine. Mergi în față. Gata, că știu unde sunt. Stai pe aici. Mă, de unde știi unde ești? Bă, iar te uiți. Mă, te mai uitat în jos. Alice, te-am zis. Da, nu m-am uitat în jos. Dacă mi-ai zis de piscină, gata, știu unde sunt. Bă, Alice, ce s-aude? Bă, Alice, ce s-aude? Bă, e prea mare gălăgie aici. Bă, Alice, unde am ajuns, mă? Bă, ce cu mulul ăsta? Bă, e prea gălăgios astăzi. Nu știu. Probabil e multă lume, nu știu ce se întâmplă. Da, e multă lume, dar să sperăm că nu se mai aude, că dacă se aude așa. Mă, Alice, unde te duci? Alice, vino înapoi. Stai puțin, vino după mine. Da, de ce? Am o surpriză după tine. Eu știu coborul ăsta. Stai, coborul de la calculatoare. Nu, am eu o surpriză pentru tine. Vreau eu să ți arăt altceva înainte. Sau hai, bine. Hai, nu, vino după mine. Alice, stai puțin. Mergi mai în față, dar nu te uita în jos. Alice, nu te mai uita în jos. Uite-te în sus. Ridică privirea așa. Mergi, mai. Stai puțin. Mamă, ești la limită, Alice. Fii atentă. Am ajuns în locul secret. În locul cel mai șmecher, în locul ăsta, Alice. Ți-am pregătit o surpriză. Tu trebuie să mergi ori în stânga, ori în dreapta, ori în față. Ceea ce alegi, toate sunt bune. Deci, n-ai nicio variantă. Eu zic să te duci. Du-te în față. Mergi în față, mai mergi. Asta. Bă, Rafaele, bă, mai băga cumva în piscină. De ce așa de ud aici? Mă, Alice, gata, nu mai dau cu apa, gata. Da, te-am băgat în piscină, am făcut mișto de tine. Dar ce trebuie să miști tu de apa aia să s-audă toate așa? Rafael, păi știi, m-ai băgat în piscină și eu știu că aici e o fântână. Hai să mi-o cumper, nu? Bă, asta nu e de cumpărat, n-avem cum să o luăm de aici, Ia, n-avem cum, gata. Vezi cumva prin aia, Alice, tu vezi cumva prin aia cum te ridică pe aici, de unde știi tu pe unde? Mă asculți? De unde știi tu? Bă, eu știu molul ăsta ca poate, nu contează, eu mă iau după timp. Ce-ai făcut? Ai început să vorbești acum ca și cum ca să... Da, te-am auzit hai, oricum, gata, Rafaele, gata, hai să mergem, că mă iau după timp eu. Vine după mine, vine, stai mă, nu mai da, vine după mine, vine după vocea mea, pentru că știu unde ai fost tu, mă, dar nu mai da, mă, mine, atunci nu mai cumpăr nimic dacă dai mie, ce se întâmplă așa? Da, eu mă folosesc de simț, dacă tu te bagi în calea mea, nu-i problema mea. Ok, gata, ai ajuns aici, fii atentă, ești pe covor, da, ești pe raionul, unde sunt laptopuri și calculatoare, și mai sunt niște console, dar nu zic, fii atentă, vreau să, stai puțin, vreau să spun ceva, unde vrei să mergi, stânga, dreapta sau în față? Păi, bă, Rafaele, eu nu mai țin minte exact cum era mall-ul aici, ce vrei să zici, ce spune, că parcă... O luat atunci, dar resel toate alea, da, asta vreau să zic eu, dar resel, când a furat el alea pe aici, când se credea el invizibil, că l-am turat noi atunci, dar nu mai contează asta, acum este totul diferit, vreau să spun, chiar este totul diferit, de fapt, astea nu știu dacă sunt diferite, în fine, e totul diferit, ok. Bă, Rafaele, cred că o să mă duc cum am ales și hârtie aia în dreapta. În dreapta, așa, te-ai dus aici la jumate. Ce e aici? Ce e asta? Se simte? Ăsta e cumva calculator sau laptop, dar Rafaele, unde ești? Nu, stai puțin că m-a sunat, dar trebuie să plecăm acasă, urgent, Asta m-a pus la cheltuiala, trebuie să-i cumpăr calculator acum, n-am ce să-i fac. Aia, mă duc înapoi. Alice, unde ești? Alice? Aici, ha, mă, Rafaele, ia și da, ce ești? Dă-ți masca jos, Alice, ia uite ce avem. Nu pot să cred, e calculator și e fix galben, așa, o culoare mai de fetițe. Da, culoare mai de... care mă, că e, totul e cu albastru, e cu galben și cu negru. Ei, nu contează asta. Ce spune, mă, Alice, ia-l armă,
Alex, fugi, nu avem voie să mai cumpărăm. Fugi, fugi, Alex, alarmă. Rafael, vin înapoi, nu că n-avem voie, avem nici, voie. Nici așa nu pot să oprim, crezi că am pus-o de parte. Alex, 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 uite, 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 cheia alarmă din nou, Alex. Vino, vino. Gata, mă, Alex, dai prins, băgam eu aia. Așa, ai, îți cumpăr calculatorul ăsta. Ok, bine, îți cumpăr calculatorul ăsta. Dar după aceea, Alex, nu, ce faci? L-am luat în avans, du-te și plătește. Gata, gata, bună ziua. Deci, da, vrem să cumpărăm noi calculatorul ăla pentru fetița. Și asta vreau să-l cumpărăm. Ok, ok, deci cât a zis? Două serviete, mamă, bă, Alex, mă pui la cheltuială pe bune. Ai, poftiți, poftiți, hai să plecăm, Alex, de aici. Fii atentă, ce am de pregătit, Alex. Te duc într-un loc, fii atentă, nu mai avem voie mult, ok? Mamă, pe bune, Rafael, dar bine, mă, hai să mergem, dacă tot ești așa drăguț, n-am ce să zic. Bă, cum adică, bă, vezi cum vorbeai, bă, cum, bă, Alex, nu-ți mai cumpăr nimic, bă, bă, pleacă, ia, pleacă, mă, Alex, n-ai de gând să te muști și tu, mamă, sper să aleagă asta, dar nu că trebuie să-i cumpăr eu, da, aia, dă că să mai stea cu noi în casă, sincer, dacă alege asta, o să-i cumpăr și o să fiu mai mulțumit și eu și Darusel, o să avem intimitate, o să fim noi singuri și o să avem mai mult spațiu. Fii atent, Alex, acum, în momentul de fapt, bă, da, tu n-ai venit cu motoreta? Unde e motocicleta? Cam abandonat-o, că și așa nu ne trebuia. A, ai abandonat, da, bine, era al Darusel, ok, fii atentă. Acum, vreau să mergem la un magazin pe care îl știu eu, ok? Vino după mine, vino după mine, urcă, urcă, mergem la un magazin aici, foarte frumos, dar fii atentă, vreau să spui când o să zic eu acum, în momentul de față. Fii atentă, fii atentă. De fapt, puneți acum, puneți acum aia, stai să văd, puneți apă, ca, așa. A, deci ți-ai pus, e perfect, e perfect, fii atentă. Mergem aici, undeva pe aici, parcherea, haideți că bag și eu pe aici, mamă, dar am intrat și eu, am intrat de mai bine, nu intram, dar haideți că nu m-a văzut nimeni. Acum coboară, Alex, coboară, 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 ușor, 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 vino, vino pe aici, drept, drept în față, drept în față, drept în față. Alex, Alex, fii atentă, fii atentă, aici te oprești, da, te-ai oprit, da? Așa, bravo, bravo. Deci fii atentă. Acum, ai ceva în dreapta, ai ceva în față și drept în față te duci stânga, dreapta, deci fii atentă. În dreapta ai trei chestii, dar dacă te duci în dreapta tot alegi una, deci ar trebui să mai înaintezi. Fii atentă, vrei să te duci la chestiile din dreapta sau la chestiile din față, spune. Eu cred că să mă duc la chestiile din față. Deci fii atentă, mergi la chestiile din față și fii atentă. Ai în chestiile din față, o să zic așa, ai în chestiile din față puțin mai în stânga două chestii, puțin mai în stânga, dar mai spre dreapta, drept în față, cum ar veni, ai încă două chestii și ai mai multe, așa, deci fii atentă. Zi-mi în ce parte vrei să te duci tu, în stânga, în dreapta sau drept în față? Am în față, așa. Ce, mă, mă, Alice, stai puțin, stai puțin, că eu nu te aud de masca, ai mai zi o dată. Bă, păi, bă, Rafael, să urlu aici, mă, băi, să mă duc... da, dar nu te aud, zi-mi corect. Mă duc în față, în față am zis. Așa, dar nu-ți băga masca aia în gură, cum ar veni, ce pui pe mă, stai că e un om, stai că e un om, dă-te înapoi, ne scuzați, ne scuzați, stai, mă, stai, bă, nu. Vreau să mi-l cumpere acum. Bă, cum să-ți cumpăr, mă, uite, ne, vino mai aici, vino mai aici, vino mai aici, vino mai aici, dă-te mai aproape, vino mai aproape de mine, mă, mă, auzi, mă, nu te duc, mă, Alice. Bă, ce-i asta, bă? Mamă, ce s-a auzit? Bă, ce s-a auzit? Alice, ce ai cumpărat? Bă, ce e asta? Tu ce mi-ai cumpărat? Bă, dă-ți ăsta jos, Alice. Dă-ți ăsta, dă-l la jos. Hai să te văd. Ia uite ce ai luat tu. Tu mi-ai cumpărat un veceu. Nu ți-am cumpărat un veceu, tu te-ai dus spre el. Da, bine. Hai, măcar e din aur. Uite, l-am luat. Și vrei să-l cumperi și pe ăsta? Ok. Uite, omul ăsta te-a atins de el. Da, vrem să cumpărăm veceu la cât faci? Alice. Au, l-am atins și pe ăsta. Cred că trebuie să-l cumperi. Da, pe eu, că nu, că nu, 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 că pe ăsta n-avea aia mască. Vrei să nu, vrei să nu mai facem nimic și gata, atât a fost pe ziua de azi? Nu, nu, nu. Pune la loc aia, mă, Alice, fii atentă. Asta costă 3, bă, costă 3 serviete mai mult decât un calculator. Tu, pe bune, vrei să cumpărăm asta? Îmi pare rău, Rafaele, că ți-am dat așa, dar tu mai adesi aici și sunt o fată, așa că na. Gata, poftiți, luați asta, gata, vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc, la revedere, poftiți, așa. Mă, Alice, pune-mă aia înapoi, mă, ce faci mai aici? Bă, gata, nu mai cumpărăm nimic, Alice. Gata, hai să mergem. Ce zic eu, să pună ce pune ea. Fii atent, Alice, acum te-am dus în unul din ultimele locuri, ok? Pentru că după o să te pun să alegi dintre două chestii, da? Dacă să te duc într-un loc sau în alt loc. Dar fii atent, Alice. Acum te-am adus într-un loc. Nu vreau să spun unde. Nu vreau să spun unde. Dar vino drept după mine. Vino după mine. Vino după mine. Să te duc înăuntru. Vino după mine așa. Ține-te, 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 ține-te așa. Ține-te așa și fii atentă. Stai, stai pe loc. Stai pe loc. Stai pe loc. Vreau să spui stânga, dreapta sau mai în stânga, cum ar veni. Puțin mai în stânga. Păi, bă, Rafaele, ultima dată am mers la dreapta, așa că acum hai în stânga. În stânga? Ok, mergem în stânga, dar fii atentă. Fii atentă. În stânga. În stânga, stai că era asta. Mamă, ce scrie aici? Mașină de fete la vânzare? Ales, unde mergi? Da? Ales, nu, n-ai voie aici, nu ai voie aici, nu. Fii atent, stai puțin. De ce aici? Nu, stai puțin. A spus cum... auzi, bă, Ales, auzi că se închide, nu mai avem voie, se închide, hai să ieșim afară. Nu, Rafaele, vezi că eu n-am 2 ani. Hai, ce aici? E iară un om sau ce? Da, e un om, stai puțin. Te lovește. Mă, ce... nu, e o scară. Mă, stai puțin. Ce e asta? Ales? Ce e asta? Dă-ți masca jos, nu mai am nimic de zis. Nu pot să cred, Rafael, nu-mi vine. Ce nu-ți vine? Mașina de fete la vânzare e perfectă. Da, e perfectă și acum trebuie să-ți cumpăr o mașină. Păi, da,
nu e vina mea, tu m-ai adus aici. Da, eu acum ți-am adus cu ideea aia. Acum ia mașina aia, cum puteam cumpăra și mașina. Și acum o să urmeze ore asta. Fii atent, Alice, fii atent, Alice. Ai la mașina, ok? Bă, dar tu cum o iei așa? Bă, iar ai învățat magii de la Darusel? Păi da, Darusel mă învață pe mine toate trucurile. Acum ea și plătește. Gata, plătesc, asta e 10, e 10. Dar asta, doamne, nici nu mai știu, nu mai am ce să vorbesc. Gata, poftiți, luați aici toți banii, vă mulțumesc. Acum hai să mergem, Alice, și fii atentă. Ultima chestie. Bravo. Alice, tu unde s-a auzit, bă, Darusel? Tu l-ai auzit? Da, am auzit, dar nu știu de unde. Mă, Alice, păi da, că faceți voi magii, de unde să s-audă oare? Că te-a învățat Darusel magii, ok. Fii atentă. Așa era. Da, așa era și magia. Ok, fii atentă. Am două chestii. Uite-te, fii atentă. Puneți aia la ochi. Ultimele chestii, Alice, pentru că acum ori ți se întâmplă ceva care te schimbă de tot, ori ți se schimbă ceva parțial, să zicem, dar fii atentă. Alege stânga sau dreapta. Du-te unde alegi tu, Alice, unde te duci tu? Stânga. Alice, stânga. Alice, stai puțin, Alice. Bă, dar unde s-aude Darusel? Spune și mie de unde s-aude Darusel. Să iau asta înapoi. Spune-mi de unde s-aude Darusel, Alice. Păi, bă, Rafael, eu cred că el iară cu invizibilitatea aia și ne spionează. Nu, tu ai plănuit cu el ceva. Nu, Rafael, eu mă jur că n-am plănuit. Ok, fii atent. Hai că pun aici o chestie foarte, foarte mișto pe care nu vreau să o alegi, pe bune, sau aș vrea într-un fel, și aici mai pun o chestie cât de cât ok. Adică stânga. A, deci ai spus aia cu aia, deci înseamnă că aici ai. Nu. Ia să vedem ce e. Nu-ți dați masca. Îmi cumperi o casă? Nu pot să cred. Mă, stai puțin, tu ai cumva o căscuță cu Darusel sau ceva? Nu știu, că nu înțeleg. Cum alegi tu toate chestiile astea bune? Rafael, tu nu l-ai auzit pe Darusel că el a ales stânga? Dar ce era stânga? Animal de companie. Nu contează. Hai să mergem să-mi cumperi casa, că deja știu care vreau. Du-te. Mă, de unde s-aude, mă, Darusel? Păi că nu, hai să mergem să-ți cumpăr casă. Ce casă vrei să-ți cumpăr? Pe bune, unde mergem acum? Unde, Rafaele, mă, o să fie exact casa de lângă voi, să fim vecini apropiați. Cum adică? Care casa de lângă noi? Cum adică? La rulotă, nu? Sper că la rulotă. Păi normal că nu la rulotă. O să iau o casă scumpă. Aolo, mamă, nu știu ce se întâmplă, sincer, dar da. Ok, am înțeles. Ok, gata. Bravo, mergem așa. De unde s-aude, mă, Darusel? Nu, eu am vedenii, cred că, sincer, l-am adus cel mai serios, pe bune. Hai să mergem acum și, na, trebuie să mă pun la cheltuit, pe bune. A fost ultima chestie, că deja nu se mai poate. Am cheltuit toți banii, pe bune. Deja se vede. Deci tu vrei să spui mie, Alice, că tu casa asta o dorești tu. Casa asta o vrei tu să o cumperi. Exact, Rafaele, cea mai scumpă casă de aproape de voi. Ok, Alice, ce să spun eu, că deja am făcut actele și e casa ta deja. Ok, gata, e casa ta, poți să te mulțumim, e foarte frumos. Poți să scrii aici că e casa ta, Alice. Intri frumos și hai să vedem ce e aici. Mamă, Alice, păi, uite, Alice, unde? Alice, aici sunt. Ți-ai pus mașina și iar îți muți. Ok, am înțeles, ok, deci asta este casa ta. Poți să faci tu ce vrei în ea, să-ți o modelezi, să-ți o construiești cum vrei tu, Alice. Aici trebuie să-ți pui calculator. Ai, dar trebuie să-ți înmuți cu ăla. De l-ai luat tu sau nu-l mai vrei pe ăla? Ba da, îl vreau, dar îl păstrez și pe ăsta pentru una. Păi da, și unde îl pui pe celălalt? Îl pui pe jos sau unde îl pui? Îl pun și eu pe aici, uite cât spațiu am. Cât spațiu ai? Ia să vedem ce casă. În fine, nu mă interesează, fii atent, Alice. Data viitoare. Bă, da, care e faza cu Darusel? Eu nu înțeleg de ce s-a auzit Darusel. Erai cu el pe telefon sau ce făceai? Că nu te înțeleg, pe bune, adică Darusel... Rafael, chiar vrei să spun adevărul? Ia, spune adevărul. De fapt, înainte să vii tu, atunci eu am vorbit cu Darusel și am spus să plece până la bunicii lui, de fapt, și l-am înregistrat să spună câteva chestii. Cum adică? Și spune puțin, și cum auzea, cum zicea de casă și de chestiile astea? Este un aplicație, un robot, în care dacă înregistrezi vocea, poți să spui după aia ce vrei tu. Inteligență artificială, am înțeles, Alice. Ok, acum poți să te crezi, pentru că suntem în 2023, există inteligență artificială, dar știi ce e mai inteligent să se îndeplinească? Ia zi, Rafaele, s-aud. Să se apese acum pe butonul de like și să dați acolo comentarii multe dacă vreți ca data viitoare să vedem cum o să-și modeleze Alice casa și să vină și Darusel, pentru că ai zis că Darusel, asta e inteligență artificială și Darusel chiar nu știe, adică o să aibă o surpriză. Bune că Darusel nu știe, el acum e la bunici. Ok, e la bunici? Ok, am înțeles. Deci da, mi-a furat și mașina, e la bunici. Lasă, vedeți data viitoare, chiar sunt curios cum o să reacționeze Darusel și Alice. Gata, deci da, acum o să locuiesc singur în casă, să sperăm că nu o să ne mai stresezi, n-ar trebui. Bine, ești aproape de noi, dar am înțeles. Hai pa, Alice, fă-ți aici treburile tale și... Alice? Mamă, bă, Rafaele, mă jur că n-am fost eu. Hai, pa! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.